300 de milioane de lei vechi, atât vor cheltui anul acesta autoritățile din Blejoi pentru campania de ecologizare a localității. La această campanie vor lua parte 10 persoane private de libertate din cadrul penitenciarului de femei de la Târgșor, dar și 8 asistați sociali care au obligația de a presta muncă în folosul comunității. Voluntarele de la penitenciar care își execută pedeapsa în regim deschis și semideschis și-au exprimat disponibilitatea de a participa la acest gen de acțiuni, având în vedere necesitatea protejării mediului, dar și adoptării unui comportament social responsabil. Acțiunea se desfășoară în baza acordului de parteneriat încheiat între Administrația Națională a Penitenciarelor și Primăria Blejoi. A procedat și în anii precedenți se folosesc pentru igienizarea localității, a zonelor afectate, respectiv drumuri naționale, județene care traversează localitatea Blejoi, personal din cadrul penitenciarului Târgșor, așa. Autoritățile fac apel la simțul civic al cetățenilor. M-au fost stabilite câteva locuri, în special în zonele de parcare amenajată de-a lungul drumului național, pentru a abandona, dacă să putem spune, deșeuri. Să nu mai procedeze la așa ceva, pentru că e vorba de banii noștri, de banii bugetului local, care pot fi folosiți pentru cu totul și cu totul alte destinații. Campania de ecologizare se desfășoară în perioada 11-22 aprilie.